Da. Ba. Nu, aia, bine nu e nașpa. Ce? Că și, că și tu ai făcut. Nu e nașpa, că și tu ai făcut. Și puteai să iei ritmul ăla, că tun, tun, și de la mine, că o vezi când se face așa. Da, m-am văzut-o, eu am făcut-o, ai făcut, ăsta e să fie de buricu. Uite cum iese buricu, să dau zoom pe el. Pe știi oamenii cu buricu ieșit? Voi cum aveți? Ah, polean că clar ești. A, bine, și eram înăuntru. Așa e buric normal. Ok, uite, ce e în cutia aia de acolo? Nimic. Nu vrei să ne arăți ce ai în ea? Nu. Dar când vrei să ne arăți? Nu e nimic, nu, nu știi tu. Bine. Ia pleacă. Cumva la 20 de subscriberi. Adică, adică la... am trecut de mult și vrei să vezi ce e în cutie. Cumva la 20 de subscriber în plus. Bă, da, s-aude, o să aude ros. Ai, păi da. Aveți cât să închideți geamurile, băieți? Lasă-mă să se audă și eu. Bine, mă, treaba voastră. Run, era drăguț că stătea și el aici cu noi. Mamă, ce mișto ar fi fost. M-ar e fi... prea mic, nu? Da, cică. E prea mic? Nu zic că vârsta e prea mic, e agitat. E prea păros. Nu ar, n-ar avea voie în casă nici dacă era ți-ar, bătrân. Te-ar ajuta la joc. Da, clar. Ar adurmeca pe acolo. Da, de ce nu lași în casă și afară? Băi, dai cu aspiratorul. Ah, da, mă, da, dai tu cu aspiratorul după câine. Când ții tu câine, îl ții tu în casă. Eu nu sunt de acord cu animale în casă și ele nu sunt fericite în casă. Iar nu sunt fericite? Nu. Nu, iar cred. Plăcea. Iar da. Plăcea odată, doar, dar el mai după aia... când era mic și îl ținea acolo? Da, după 15 minute el vrea afară din nou. Un burlan? Sau ce era? Cred că sunt oameni. Da, de, dacă stau pe lângă oameni, normal că cred. Bă, da, eu nu prea am stamina să urc tot asta. Am văzut odată un câine care toată viața lui a stat lângă oameni și el pur și simplu acționa și reacționa și se comporta ca omul. Și eu am văzut adică... odată un câine, bă, și începea să vorbească, știi? Ceva păreri. Nu, era la masă familia lui și aveau, erau dimineață și beau cafea și câine la fel. Știi? Cărca degeaba. Eu am văzut un, da, știu, cred că e ceva. Eu am văzut un câine cu păr la sub braț, frate. Bun, nu s-a ras, deci cred că în viața lui. Ia arată-ți, arată-ți minunile. Nu vreau, tu? Sharon! Nu vreau, scuze. A, mi-a dispărut arcul, nu știu de ce pus dau. Arată-ți minunile. De parcă eu în secret îmi cresc părul de la sub braț și vreau să mă duc la concurs de la de păr de sub braț. Am uitat. Știți ce se întâmplă? Iar am scos bomba într-un mediu cu lavă. Bă, tu ai băut ceva? Uit. Nu, cred că e de la Paulean. Cică... Link știi? Probabil a băut. A băut... Dar tu mai ajungi sus? Da. Hai să vedem altcumva. Cum poți să distrug alea? E timpul să începi să zici o rugăciune. Înger, îngerașul meu. Tralon în Dumnezeu. Dar tu știi că trebuie în episodul ăsta să ajungi. Că numai decât o poțiune care ține 5 minute. Asta e super adevărat. Wow. Adev, adev, pă, ce faci, mă? Cumva trebuie să-mi faci rost de mai multe poțiuni weed. Faci ceva? Da. Ce dar ce? Nu poți să umpli acolo, bă, o să încerc o chestie. O să încerc o chestie, fie. Nu mi se vede. Vreau să îl chem pe Yonobo. Ai 5 poțiuni în plus. Ia să vedem. Bă, nu mai niciuna! A, bă, da, una. Mai am 4 minute, hai. Tipule, intră înăuntru. Poate puteți să le omorâm pe alea cu ăsta, știi ce zic? Gata, m-am băgat. A, nu te-ai băgat, minți. Gata, șeful. Băgă-ți scurul acolo. Yonobu! Băgă-ți scurul acolo! Dar de ce stai acolo? Nu știu, e nebun. Vine-mi coace. Vine-mi coace. Mamă, ce prost ești. Ești... Pe cât ești de gras, atât ești de prost. Hai, suie-te. Suie-te sus. Nu vreau, ce ai făcut? Păi ai făcut deja, era scriptat să fac aia odată. Hai mă, dă-te. Ok, we need to keep going, ok. Și vreau să zici, bro. Da, hai, suie-te acum. We need to keep on going, bro. Dar du-te înapoi. Ia. Yeah. Gong. Nu poți trag fără el. Shit. Nu, cred că nu mai poți, cred că trebuie să jucăm altceva acum. Bă, mă doare cap. Ah, fii atent, iau o cub de ăsta și le omor clasic, cu The Cube Way. Știi ce zic? De ce să deci nu... puteai și așa și n-ai făcut așa? Putem să facem multe faze. Ia, fii atent. Ah, cred că știu, fii atent. El de la o vârstă... Nu cu cub, cu ăsta. Nu mai se joacă cu cuburi. Cubului Dumnezeu. Magie secretul cubului. Nu era ceva genul? Este un euro palet. Cubuleț magie, dacă vrei. Vrei? Da. Un euro palet. Bă, ai băgat vreodată un cubuleț magie în gură? Nu. Fără mișto. Da, un euro palet. Dar e mișto. Stai așa în gură. Oh! Stai așa. Europorn. 5 secunde de super liniște. Că toți ce au imaginat. Europorn.
Da. Bă, chiar a zis asta? Porno din Bosnia-Herțegovina. De ce înseamnă? Cu tot am auzit la oameni, Europorn, Europorn. Cu căciul, dar așa. Iată, avem și actorii din Rusia. Iată-le pe actrița din Rusia la bârnă. Bârnă e un băț așa. Bârnă e un om. Asta a fost tot? Da. Da. Mișto, nu? Așa se mergi. Așa să mergi prin oraș cu de-aia să nu te plouă. O să mergi tot drumul? S-a stricat și asta. Nu ți se pare foarte amuzant? Dar ce înseamnă numărul ăla? Este numărul... numărul magic loto. Azi, numărul tău. Crezi în numerologie? Tu crezi în loto? Vibrația zilei este 3,5. Wow, e bine, mă! Ieri era 3,6. Să nu functulează așa. Wow. Asta a fost o răgăitură de aia cu bere. Stai că o să vină ea și... Nu, că am suflat încolo. Da. Da, o ia pe după tine și se duce la Jang. Chiar la tine n-a venit încă? Dar ce mă, bere? Merge. Ah, really? De-aia se fac parfumuri din bere. Ah, dar am zis că dacă nu bei bere, simți când cu oamenii bere. Da, clar. Opa. Opa! Ionubu! Ionuț, dă-te mă de acolo. Dacă nu l-a atins, cică. Ionubu, vreau să stai aici. Stai aici. Hai să zicem Ionuț. Bine, Ionuț, vreau să stai aici. Trebuie să te uiți pe de-aia ca să bani. Eu cu ăsta pot să mă feresc de asta, uite. Îmi țin umbră cum ar veni. Da, și el după aia cum vine. Uite, de nimeni. A! M-a prins. Foarte puțin m-am ținut umbră, după aia. E ok, ok. Cred că nu morim încă. Trebuie să ne uităm doar... Ok, trebuie să ne uităm să ne cadă de-alea în cap, să fie bine. Iată-l și pe G, la... Dacă nu-mi cadă de-alea în cap, sunt bine. Proba de lavă aruncată de sus. Ok, s-ar putea să fie strag... AAAAAAA! Wow! Ești că e sfârșitul lumii dacă mă uit în sus. Gata. Da, e Saruman acolo. Și o să mai zic asta de câte ori trebuie. O să zic că vrăjit... Astea, rugăciunii. Zice vrăjitori! Saruman la glob așa. Să zici rugăciuni, să se întâmple minuni. Eu n-o bocere acum. Nu ți se pare amuzant că dacă vezi un măgar și îl mângâi, să... În momentul când îl mângâi, să țipe, să țipe așa. Din Shrek? De unde? Alarma la mașină. Vine un coace, vine un coace, eu n-o bu repede. Păi, dar chiar. Alarma, te fură cineva. Stai puțin că am scăpat. A, n-am scăpat. L-a prins puțin pe Ionobu. E ok. Cred că sunt aici lângă. Sunt ok. Eu cred că aici sunt bine. Cred că sunt ferit de flăcări de iadului. Ia să ne uităm sus. Dar bă, ești ferit de au! Nu ești ferit de pășinile demonii. Oh! Oh! Să mănânc o chiftea de asta. Mamă, ce dur. Chiftelios. Arată bine mâncarea în Zelda. Da, mersi, eu am făcut-o. Și mama mea. Gata, vă rog eu, numai. Gata cu iadul. Oh! Poți să mănânc și asta? Și asta? Și asta, da? Gata? S-a terminat? Ce? Ah, s-a terminat poțiunea, nu? S-a terminat șmecheria și poțiunea și tot. Man. Ce? Departe l-a ajuns. Eu am ajuns pe departe. Crezi că mai țin minte ce pe aici? Ia uite, gata, raiul. Raiul pe pământ. Cu astea o să... Oh my god, nu, o să nu le pierd pe toate. Încă una. Ok, mai am una. Oh my god, Jay. Îți seama că mai ales că sunt cu voi aici. Look at that cube. Oh, yeah. Ai vreau să te văd mai în jos, îți dai seama? Da, sunt programate de un prost. Sunt oameni de la Amazon care fac astea, dronele astea, știi? Ba, am auzit de ceva cu drone, că aduc în România. Am auzit că astea, da, cu drone și astea sunt alea 5G. 5G? Drone 5G? Bă, dar știi ce mă gândesc eu? Pentru oamenii, pentru oamenii 5G. Ia zi. De ce mai protestează pentru 5G? Că oricum se întâmplă. Hai să protestăm pentru 6G. Să nu se mai facă, știi? Adev. E mult mai bine așa. Că protest, opriți-vă aici. Opriți liniuță, vă. Dar 6G hai, ajunge bagă, 5G. Bagă da, cancer 5... direct, cred. Da. Da. Să vezi așa ciumă. Opa, pe... cred că am ajuns. Oh, ia sunt ăștia. Ciumă pe perete. Ah, nu pot să cred. Știi ce s-a întâmplat? Te-ai culcat. Ai scos iară bomba? Am scos iară bomba. E ok, las că revenim de aici, e ok. Bă, dar tu ai o problemă cu să-ți vine să scoți bomba din pantaloni? Vine bomba, bine îmi pare, n-am parat în buzunare, ce bă, să fac? Bă, ai avut vreodată... Bă! Da. Ai avut vreodată vomă spontană? Torpilă. Ca Paul Rudd în filmul ăla. Am auzit că oamenii au în general, dar eu nu. Eu n-am avut în viața mea, ai avut vreodată?
Napoleon, da. Deci pur și simplu vorbești cu cineva cum vorbim acum și se face așa. Și după aia stai așa, parcă continui să vorbești. Cumva o colegă, mi-ai zis tu de o colegă de-a ta, uite, sau de noastră? De școală. Nu. Cine a avut asta? Paul Rudd. Nu, în realitate, lasă-mă cu Paul Rudd. Paul Rudd a avut? Într-un film. Și-a dus să joace... mă gândeam la aia, de la drag. Ce tătă, mă? Nu, drag. Drag queen. Drag. Da, mă, și... Da, și femeile au mustață acum. RuPaul Drag Race, da, mă. Ah. Nu știu. Te-ai... Ți-ar plăcea, David, Eugenie. Nu știu. Și femeile au mustață. Și aici mișto. Te șterg la gură. În Family Guy a fost faza, nu? Da, repede. Tu să-i bat pe ea. Wow. Dacă mă uit încolo o să alergi în... Nu, că eu alerg aici. Cu ăsta alt. Poți să-mi dai aia? Că trebuie să... Ah! Mi-ai pierdut aia ceva importantă! Tu ai dat drumul. Tu ai dat drumul! Tu ai dat drumul. Stai că mai am una. Dar trebuie să mergem înapoi. N-are nimic. Da, da, să uite și pe ăla în spate și că... Ce fă, bă, te-a posedat cineva pe nume Paulina? Salut! Salut, eu nu mai știu de ce sunt aici. Auzi, mă, tu crezi că la un anumit nivel metafizic. Salut, e vorba de metafizic, da? Da, metafizic. Crezi că personajele din jocurile astea au experiența lor personală? Nu. Pentru că sunt niște coduri. Asta, sunt coduri și cum și noi suntem până la urmă niște coduri. Sunt niște coduri unde, de ADN. Mă? Bă, ADN-ul tău e un cod! ADN-ul, da. Da, păi și din ce ești format? Și din ce sunt format? Niște coduri. Te-ai gândit bine, Paulean, ia mai zic. Da, mă, că structura... Și cine ne joacă pe noi și ne vede că ne punem problema asta, zice, mamă, ce meta e, ne jucăm niște oameni care se joacă un joc și care își pun problema asta. Da, știi că un episod din Rick and Morty, când intră în... și-a făcut Rick o baterie de mașină, care înăuntru, ca să-i cum meargă bateria, are o societate întreagă pe care i-a mințit, el s-a dus, s-a micșorat și s-a dus în societatea aia și... I-am mințit să facă sport, educație fizică în fiecare zi, asta să fie... ca să facă, știi, curent. Să facă curent electric, da. Dar, și el era foarte bine primit acolo. Da. Da. Și avea niște antene, gen fake, știi, extraterest. Și ia Morty, pune-ți asta pe cap, crede-mă. Da, ai văzut un ultim episod acum? Nu. Ăla, nu l-ai văzut cu acidul? Nu. Dar stai să zic eu întâi. L-am învățat pe Morty, că eu i-am crescut pe ăștia și am învățat că... Ca să saluți pe oameni aici trebuie să arăți degetul în mijlociu. Așa se săptăi. Și se părea super amuzant. Și Morty era super dezamăgit că erau copii întregi care făcea... Mă rog, și... Copii întregi? Ideea e că ăla când s-a dus Rick în vizită, că nu prea mai lucrau ei, știi, și nu mai avea energie. Așa. Scientistul lor de bază... Ce s-a întâmplat, mă? Nu știu, era foc. Nu aveam... Așa, scientistul lor de bază... Nu avem aia. Scientistul lor de bază crease și el o baterie care avea o societate. Și mai mică. Și mai mică. Și tot așa, știi? Da, e foarte mișto. Da, e mișto. Dar asta în ultimul, n-ai văzut, nu? Matrioșca. Era Rick și Morty, la o de-asta se întâlneau cu niște gangsteri. Și nu vreau să facă nu știu ce trade. Și ăsta, Rick, a zis, ok, atunci mă arunc în acid. Și erau de-alea. Ah. Ai văzut? Nu. S-au aruncat amândoi în acid și Rick și Morty. Și nu era acid, era fake acid, ci erau sub apă și ei vorbeau și că mamă, ăștia s-au aruncat în acid, bă, pe bune, nu știu cum. This is some effed up shit, man, eu n-aș fi făcut așa ceva, nu cu nepotul meu, nu știu cum. Și ăștia erau amândoi sub apă așa și Rick făcea la Morty așa. Și scotea dintr-o cutie niște oase și le-a pus așa în suprafață. Ce mișto, ce mișto. Și după aia... Ăia tot nu puteau să se convinc, nu vreau să plece, că zic că stai că îmi trebuie câteva minute să revin. Și că, bă, dar tu chiar crezi că e acid ăsta, poate ne-au păcălit, nu știu cum. Și bine, ok, hai să aruncăm șobolanul ăsta. Și l-au omorât. Și au omorât un șobolan și l-au aruncat în acid. Și mai avea o cutie, Rick, cu oase de șobolan și mai avea nu știu ce os și l-a cioplit așa și a făcut niște oase de șobolan și le-a pus și pe alea așa, dar au scăpat mai multe și tare de om. Și șobolanul pe care l-a aruncat, ce a făcut, de ce nu putea și el? Nu știu, dar nu mai știu exact cum a fost faza aici, dar știu că a avut și un șobolan ceva. Sau nu, Rick Morty dădea cu mâna prin oasele alea și nu reușea să le apuce și nu știu. Bă, cumva le-au scăpat, știi? Păcat că nu pot să salvez de aici, știi? Opa! Uite, iar. Da, a fost mișto. Iar luam foc, dacă nu eram atent. Morty a fost dezamăgit. Dar cum râzi când stai și te uiți singur la desen animat? Râzi sau ești doar așa, bă, în interiorul tău? Râzi așa. Râd mai mult în interior. Râzi interior, nu? Da. Dar așa. Au fost faze
Oh, man. Dar au fost la faze când nu mai puteam să mă opresc din râs lately. Cu o muscă aia în Family Guy. Era o muscă pe un perete care cânta numai conspirații. Numai iubirea, doar iubirea. Doamne. Aeroportul din nu știu unde. Nu știu ce joc. Da, bă, tu știi foarte mult. Ia uite. Da, mă, știu, pentru că tata mare, lăsați-mă. Yeah, yeah. Faci dungeon-uri aia în WoW degeaba, trebuia să... Bă, chiar de când ai mai jucat WoW? Era fix de cu cerculețe și cu da. Da, mă, Oleane, ești foarte tare tu. Știi să joci toate jocurile. Nu! Ai mai avea chef să joci WoW? Tu cazi acolo. Da, aș mai avea chef să joc. Eu nu bolă, sper că mă las în pace. Eu își vreau ca animalele să poată să țipă. Singurul WoW mișto acum e ăla, sigur, wow, pe care nu-l mai joci nici tu. N-am cu cine, frate. Nu își joacă nimeni în clasic. Nu este care bă, se joacă, dar nu... N-ai toți s-au clasic. Lăsat de clasic. N-ai cum să joci clasic, dude. Nu-s chiar prieten. Până și Sidiu s-a lăsat de clasic. Până și aia care așteptau clasicul și vreau numai clasic. Acum nu mai joacă clasic. Cică, mamă, clasic. Ne, nu mai vreau. Mamă, clasic și noi batem roboți cu doase de... Ne. De fier. Ia uite aici clasic. Classic move. Păi, aș vrea ca animale să poată țipe. Am mai zis o dată. Da, ai uitat capra aia de pe internet? Dar nu așa, așa. Cred că sunt niște papagali în Rusia. Bă! Așa. Bă! Ce, mă? Poți să pui la montajul caprele. Da, da. Mai multă muncă pentru mine, știi? Bă! Ia stai aici. Dar tu, tu te gândești mai multă muncă, ci că... Da, mă, trebuie să mă să cumpăr o capră, să o filmez, să prind unghiul, nu știu cum, știi? Eu de asta. Încerc să o cobor jos fără să o sparg. Bă, nu vreau să fiu hater, dar am văzut un TikTok de la Andra Bogdan. Ho-ho! În care făcea reclamă la Bomber. Și... Opa! La Bomber. Mi-a venit să vomit. Ce-a făcut? Era lângă televizor și am împins puțin ursul ăla, că era reclama cu Bomber la televizor și după aia făcea cu punga, așa. Și a luat unul a mâncat și după aia nu știu cum a făcut cu punga și a căzut un Bomber pe jos. Da, Andra Bogdan chiar crede că e funny, nu? Da. Uite, păi, uite. Pentru copii de 5 ani e funny. Dar chiar Andragogan e ca noi, ca vârstă? Andragogan învață copii să nu fie amuzant. Da. Învață copii la prostii. Să nu zici niciodată cuvântul cu cur. Da, dar tu cu cine ai ține, Paulian? Cu Andragogan sau cu Shelly? Cu Shelly. Ții cu el? Bă, dar sincer acum aș ține cu Shelly decât cu Andragogan. Yeah. Paulian, this is a tinker. Ce? Fugi! M-a ratat. De așa că porci ăștia sunt... Se termină negre, episodul, ajungem la căpușă, nu știu cum. Bă, cred că da, cu Shelly. Ia uite, l-am aruncat în lavă. A, bă, nu, aproape. Lavă. Aproape. O, mă! Și acum? Nu pot. Auzi, mă? Nu. Știi când... Tu știi când arătul Gildo Brigă, nu? Ce? Gildo Brigă. Ah, cream că Gildo, ca un fel de... Gildo Baggin. Dar și pe Gildo Brigă, nu? Nu. Gildo Brigă. Nu știu. Ăla care cântă. Hai acasă. Ah, da, normal. Așa. Gildo Brigă. Doamne. Dar dacă te nășteai pe vremea aia, în anii 80, și făceai vocea asta, cred că erai super faimos. Super cântăreț. Te recunoștea lumea ca Gildo Brigă ăsta. Fake Gildo Brigă. Hai să mâncăm o fasole. O fasole comună. Fasole comunistă. Tu se aruncă. Te-a ieșit ceva din buzunar. Băiatul. S-a aruncat la țiganul ăsta aici. Băiatul, ți-a căzut asta. Da, domne, stai așa puțin. Băiatul. Bă, cum facem să-l omorâm pe ăsta? Cică. Știi când îți vine să vomiți și ai sunetul ăsta? Cred că dacă ai sunetul ăsta deja ai vomitat de mult. Așa. Deja e prea târziu. Așa e? Eu nu mai am niciun arc. A, fii ai avut mild picking. Și ai avut dreptate, deja ai vomitat. Eu când vomit un om al mării. Fii atent, mi-a la foc. Fiți atenți. Și arcuri galge și... Arcul mi-a la foc. O să distrugă din moment în moment. Trebuie să-l folosesc până... Dar de ce nu ia și ăsta foc, că dai cu arc care e în flăcări la rândul lui? Cine să ia foc? Ba da, e în flăcări săgeata. Omul ăla. Nu știu. A, și săgeata e în flăcări. Cine e omul ăla? E un fel de naște al de baran. Asta e rău? E la rău. Asta e de la rău, e cu răi. Tu ești ca copiii din cinematograf care vorbesc prea tare și întreabă părinți. Care? Ăsta e de la rău?
Da, da, știi că chiar așa. Eu când eram mic ziceam, în loc de urât, urât, ziceam, utu, utu. Și urtu, urtu, utu. Utu era un unchi. Nen, unchi, utu. Dar tu știi că am dat peste copiii de ăștia la fix la Star Wars? Da, ia. Și că care vorbea? Kylo Ren, ăsta e ăla rău. Mamă, Kylo Ren. Și acum tu să faci... Erau dintr-un punct de vedere, dar din toate punctele de vedere. Ce, ce, mă? La sfârșit s-a transformat în bun. Te întorceai la copil așa. Bă, dar nu ți se pare stupid cum Kylo Ren la sfârșit, gata, acum e băiatul bun și toată lumea trebuie să țină cu el? Dar la Darth Vader n-ai zis acel lucru? AJW. Nu, mă, dar e în sângele lor. Ești gata? Că el a vrut să fie ca un fel de... un fel de... nu predecesor, inversul, cum se zice. Darth Vader arăta mai multe, mai multe momente de sclipire. Kylo Ren și-au murit și... Pe taic, ce dacă... Ia uite mă, gata, cred că în sfârșit intrăm în căpușă, dude. Opa, intrăm în căpușă, dar cam, e, am dezactivat timpul. E timpul de data viitoare 2-0, dar stai să ajungem la căpușă. Și episodul următor suntem în ea, știi? Bine, dar nu, se facă toamnă. Până ce? Și ce, ai undeva să fii acum? O să vin al doilea val de coronavirus. De război mondial. Bă, știi ce ar fi mișto? Știți filmulețul ăla faimos de pe YouTube cu Noah takes a picture of himself for 9 years? Da, noi așa să fim noi aici, ne rog pentru poza, ce că... După aia cu măști, cu măști, așa ce... Sincer, nu am fost atent, s-a băgat în lavă, nu? Da, ce contează? Da, la tine dacă îți face poză în fiecare zi de 9 ani, îți crește barba și... Și așa e... Wow! Îmi trebuie o mască de aia mare, așa. Asta departe că e puțin fricos, știi? Bă, din câte țin aminte, cam asta e cea mai grea bestie divină de rezolvat. O, doamne! O, doamne, este un streamer, parcă. O, doamne, da. L-am văzut nu la e streamer, e... Romanian Esports League. Da, joacă lol. A, da, e mare. Era destul de bun pe vremea lui. O, acum... când eram mic, o, doamne... Și așa rămâncică. Păi ok, data viitoare la 2-0? Se pare că data viitoare la 2-0. A, stai că încă n-am intrat, încă n-am intrat. Mă! Să facem o data viitoare ca lumea, știi? Uite, acum în sfârșit, avem vreo problemă, ne teleportăm aici, știi? Nu mai trebuie să reurcăm muntele, bla bla. Da, da, da. Hai, ne teleportăm data viitoare la 2-0. Pa! Pa! Hey,